Fraților, clipul de astăzi este primul clip Zayafet în 360 de grade. Puteți să învârtiți swipe. Și să vedeți tot ce e în jurul nostru. Suntem într-o mașină de 500 de cai putere și mergem la Sighișoara. Verificați chestia asta afară. No. E a patra oară când fac asta, tot mi se pare amuzant. Ia, se duce. No, aoleu! E mai amuzant la întoarcere, când pare că te mănâncă. Puteți să dați pe reverse. Oh, nu e bine? Să mergem! La Sinaia am făcut o pauză, Flavia era flămândă. Am început cu o pauză. A băgat o omletă dintr-un foc. Am mâncat, e prima dată când ai mâncat mai repede ca mine. Nu e adevărat, mănânc des mai repede ca tine, nu ești tu atent. Și mașina, și camera, și toate astea mi le-au dat oamenii ăștia și m-au întrebat unde vreau să merg. Din câte am înțeles, au fost alți youtuberi care s-au dus pe... Cum se numește când faci curse? Pe chestia aia? Bu, pe circuit. Pe circuit? Adevărat că cu mașina de 500 de cai mergi să pe circuit. Noi până acum am mers cu 50 la oră, până la Sinaia, ne-am oprit să mâncăm de prânz și o să mergem să ne plimbăm prin cetatea medievală Sighișoara. Oh, să fie așa de frumos. Să fie... Eu chiar aveam nevoie de o vacanță. Mă simt așa de parcă Rom Petrol a fost Make-A-Wish Foundation. Ce-ai nevoie? Nevoie de 2 zile libere. Perfect! Da, rezolvăm, uite, ia mașina asta. Da. Să ne continuăm drumul, zic. Să mergem înapoi în mașină, că era mai sexy în mașină. Adică acel spray de păr. Da. Era doar pentru situații de așa. Dar ține-l, poți să țin și un pic? Da. Ia. Acum mă vedeți pe mine și dacă întoarceți camera, vedeți vitezometru. Momentan suntem la 60 de km la oră. Ok, sunteți gata? Gata, suficient. Asta a fost singura parte exciting din vlogul ăsta. E ok, o să mai fie, probabil conduc și eu. Ți-a picat porjartierul? Mi-a cumpărat grisii ciorapi ăștia care nu se trag până sus. Sunt foarte scurți, doar la intrare în pantofi. Spui... E foarte ok să nu ți se vadă ciorapii. De ce? De parcă ești în anii 80 și ești într-un videoclip de la de... Și... aerobic! Și tu mamă, crezi asta? Se pare adică... super disgrațios ciorapii aia. Deci eu, ciorapii aia, care sunt până la jumătatea tibiei cum ar veni, îi asociez cu tații noștri. Eu am ciorapii aia. Și cu ciorapi și șoset, ciorapi și papuci sau ciorapi și sandale. Eu ciorapi de aia port, de obicei. Oprește-te! De ce? E foarte bine că te-ai oprit. Nici nu trebuie să mai discutăm, e foarte bine că te-ai oprit. Dar tragi, ca să tragi un ciorap pe dar tine, de ce fie... trebuie să tragi ciorap pe tine? Ți-e fric la tibie? Ok, răspundem la întrebarea asta. Dar de ce trebuie să camuflezi ciorapul ca și cum n-ar fi ciorap? Pentru că cel mai probabil ciorapul culoarea e... ciorapului și textura ciorapului, care este cel mai probabil dacă iei pe aia până la jumătatea piciorului un bumbac de la tip flis, da? Arată foarte urât. Până mai sus, ăștia sunt, practic, nu sunt. Ha 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 ha!
Îmi place cum melodia din Star Wars aproape că a trecut întrăiască regele, așa, pentru că e foarte scurtă, foarte scurtă. Și acum am pus-o pe neutru, nu? Da, am pus-o pe neutru. Și... Hai să mă duc mai jos ca să o vedem pe neutru. Și ce fac? Deci nu poți să o oprești dacă e în neutru. Ce trebuie să faci este să o pui în marș arier. Marș arier. Exact. Și acum apeși butonul de start-stop. Start-stop. Și tragi frâna de mână. Gata, am reușit. De acum încolo conduce Flavia. Să mergem să punem benzină. Haide. Zic, camera e înspre tine, da? Da. FX sau FXS? Ce crezi? Asta? Deci, cu care e cifra octanică mai mare, cu atât e mai bună. Deci, aia nu așa. FXS. Nu mai scrie și benzină. Ok, haideți să vedem cum... Dar nu apeși pe ea, apasă pe ea, să vedem dacă se deschide. Aaaa! A mea avea nevoie de avea butonul în interior. Da, da, oh! Ok. Sofisticate. Care este antonimul gropii? Lăsați un răspuns în rubrica. Au trecut vreo 5 ore de când conducem și amândoi am dormit destul de puțin, că ne-am trezit de vreme. Nu mai îmi găsi scuze, Horia, n-am nevoie să-mi găsesc scuze pentru întrebările mele. Nu, dar trebuie să treacă ceva timp până ajungi la care e antonimul gropii, știi? Adică am trecut deja prin relații, copilărie, întâmplări personale, păreri despre mașini scumpe. Ce dracu am mai discutat? Șosete, mâncare, bătrânețe și pensie. Și acum am ajuns la care e antonimul gropii. De aici devine din ce în ce mai dubios și mai avem vreo 2 ore până la Sighișoara. E... Da, ceva de foarte aglomerat. Și nu vreau să-mi pierd carnetul. Aș putea să-i depășesc pe toți dacă aș vrea, dar nu vreau să-mi pierd carnetul așa. Am mers oricum foarte responsabil. Super responsabil. Conduceți responsabil. Am ajuns la Sighișoara. What? E chiar acolo în față. Da, cetatea medievală. Dar noi mergem la cazare mai întâi. Flavia trebuie să doarmă pentru că a dormit 2 ore. Just short nap. Pentru serpentinele de dinainte, unde nu am filmat, am apăsat pe un buton în mașina asta ciudată și nu mai accelera atât de intens. Pentru că eram pe modul efficient economy, nu știu ce. Și ne-am jucat deci ai 500 de cai putere și te gândești, a, ia uite-l pe nesimțitul ăsta, m-a depășit, nu-i nimic, când se face liber, o să-i dau blană, o să-i arăt cine-i șeful. Și vreau să-i arăt cine-i șefa. Dar nu a funcționat. Și acum ne-am prins, în caz că vă luați chestia asta și nu știți, mașina asta, trebuie să apăsați pe... Sunt niște moduri. Moduri. Modul 1 e modul Sport Plus, ăla îți trebuie. Acolo îi dai blană. Adică accelerează și în celălalt mod, dar este mult mai orientat spre eficiență, nu spre răzbunare. Săruna! A
avem o rezervare făcută. Nu mai aveți rezervare. Sunt Ghihoria, cred. Cetate, ne-am tras în poze, adică am făcut poze cu alte chestii, că poze cu noi nu e bine. Flavia a dormit o perioadă, acum mergem să bem niște berică. Haideți cu noi! Vezi că în piața asta e liniște și pentru că lucrurile au rămas identice de 600 de ani încoace, mă curăță pe mine, pe suflet, așa, știi? Pentru că în București se schimbă totul foarte, foarte repede, da. Și în Ploiești. Am mai vorbit despre chestia asta? Nu. Deci eu aveam o amintire cu Ploieștiul. În momentul în care am plecat din Ploiești la facultate, orașul, aveam așa senzația că este al meu, că este... Dar nu știu că e casa ta, e cumva al tău... Nu, adică știam, o știam pe tanti de la magazinul de chiloți și ciorapi. O știam pe tanti de la magazinul de alimentar. Așa. Intram într-un bar din ăsta pe unde mergeam noi, la orice oră, în orice zi, și știam pe cineva. De la Mihai Viteazu, de la Caragiale, de la, știi? Mă plimbam pe stradă și erau câteva fețe cunoscute, erau... Și locurile mi se păreau așa, că mă descurcam foarte bine în toate locurile. Știam cum să mă plimb, pe oriunde să mă plimb. Și după aia când m-am întors în anul 3, sigur n-am mai vorbit despre asta. Nu mai era nimic. Nu, au făcut un sens nou giratoriu acolo. Și te-au pulversat complet. Da, m-am dus într-un bar și erau alții care erau clasa a 12-a sau a 11-a și care erau clasa a 8-a când am plecat eu și nu-i cunoșteam. Nu știam pe nimeni. M-am dus la liceu și ieșeau oameni de acolo și nu știam pe nimeni. Și m-am simțit trădat așa, adică e ca și cum... De ce n-ați stat locului ca... Ca să pot să dețin eu în continuare această amintire, da, perfect prezervată a orașului. Da, să trăiesc cu iluzia asta. Și acum când îmi imaginez Ploieștiul, sunt locuri pe unde nu m-am mai plimbat și când mă gândesc la ele, mi le imaginez în ruine. Ce dimensiune posesivă a personalității tale mi se pare că reliefează această poveste, Horia. Crezi? Da, absolut. E o teorie la care nu m-am gândit. Da, s-ar putea să fie o vrăjeală la care m-am gândit eu acum, că nu are niciun fel de fundament. Să mai discutăm despre asta atunci. Da. Vom face niște research și vedem ce și cum. Ce-mi plac ciorile. Da. Sunt păsările mele preferate. Sunt frumoase. În afară că sunt frumoase, sunt super inteligente. Ai văzut alea cu Attenborough, cu cioara, care trebuia să rezolve tot felul de puzzle-ul. Am astea, văzut. Super complicate. Da. Și știi că te țin minte. Da. Da. Eu am niște ciori în blocul, în copacul ăla foarte mare de... la geamul casei mele, se adună foarte multe ciori. Da. Care sunt supărate pe pisici. E o chestie de dominație, așa. Da. De teritoriu. Că ele veneau să așezau pe garci, acum când au ajuns pisicile în curte, cumva le-au ușuit, că Figaro se duce și le dă după ele, că zboară și fâlfăie. Și super, se super scandalizează și vin așa, din ce în ce mai multe, așa, ca și cum e o gașcă de, de ciori care vine și da, să-și facă teritoriu acolo. Să-și vor să stea pe locul lor, da. Și știi că trăiesc mult. Da, trăiesc foarte mult, nu știu, da, 15 ani. Nu, 100 de ani. 100 de ani? Așa țin minte. Ceva acolo. 30 de ani mi se părea rezonabil. Caută că trăiesc ciorile. Trebuie să caut acum. Da. Vorbești tu cu oamenii în timp ce eu caut. Dacă trăiesc 100 de ani și e adevărat ce mi-aduc aminte, înseamnă că există ciori care s-au născut fix când ne-am unit noi. Normal că asta te interesează pe tine. Ce? Îmi place să aduc vorba, e anul centenarului. Au fost ciori, da, care au fost aici la Marea Unire, care au văzut totuși, da, mai și țin minte, că da, aparent au o memorie foarte mare. Sunt mai multe ciori în România de pe vremea aia decât sunt oameni, nu? Cât trăiesc. Nu. De rici ajung la maturitate sexuală în 3-4 ani și poate să trăiască până la 20 de ani. A, 20 de ani. Ok, aproape 100 de ani. Use your inside voice, child. E a treia oară când tragem cadrul ăsta, pentru că prima oară a trecut o motocicletă și a urlat un copil. La care se aude și acum. La care se aude și acum. Multe alte întreruperi.
N-am reușit să pronunț bine două cuvinte. Nici nu mai spunem care, că n-are sens. Nu se pronunțe bine nici acum. Nu vrem să fie dubla a șaptea, adică e deja... De fapt, am înțeles că am început să bem bere, probabil o să le pronunț din ce în ce mai prost. Soarele începe să apună, camera asta începe să meargă din ce în ce mai prost, pentru că nu funcționează bine la întuneric, dar e foarte frumos la Sighișoara. Mulțumim FX, Rompetrol FX. Păi da, Rompetrol FX. FX e brandul de benzină. Și și automobile Bavaria. Așa, asta era unul dintre cuvinte. În caz pentru, că mă întrebați. Pentru mașina BMW M4 de 500 de cai putere, cred că am folosit 100 dintre cei 500. Probabil, cam așa. Dar mâine o să încercăm ceva mai extrem. Da. Nu o să vă arătăm că nu vrem să fie pe video. Da. Ce extremități încercăm noi. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa.